Și la noi de bună ziua și muncă să nu treacă profund, mai suntem pe nouă la treabă. Așa, tema pentru acasă, da. Tema pentru acasă. Lasa a șasea. Geometrie. Te rog. În figura 12 se dau unghiul 1 congruent cu unghiul 2 și mărimea... Trebuie să dă figura. Ok. Ce problemă este asta? 1. Așa. Figura asta... figura 12... se dau unghiul 1 congruent cu unghiul 2 și unghiul măsurarului 3 de alfa. Se cere măsurarului 4. Deci, figura este format B-ul. Tu B, da? Da. Așa. Deci avem două drepte, așa, paralele. Da? Da. Două drepte paralele. Și tăiate de două secante, în care dreptele A și B sunt paralele A. Și B sunt paralele și tăiate de două secante, da? Așa se zice. Unghiul 1, unghiul 2, 3, alfa, nu, 3 și 4, aici. Deci se dă unghiul 1 congruent cu unghiul 2, ăsta de aici, ăsta două congruente. Deci unghiul 1 congruent cu unghiul 2, așa, și măsurarea 3 egal cu alfa. Măsurarea 3, așa spui, egal cu alfa. La puterea 0. Măsurarea 3 egal cu alfa, parcă zice, nu? Alfa da. Așa. Se cere măsura. Măsura lui 4. Unghiul 4 e egal cu 5. Asta lui 4 e egal cu 5. Ei, tu ce părere? Ce e egal măsura lui 4? Măsura lui 4 este egal cu măsura lui 3. 4 ar fi egal cu măsura lui 3 din ce motiv? Pentru că se opun. Ce știi? Două drepte tăiate de o secantă, sau două drepte paralele, de așa, tăiate de o secantă, formează perechi de unghiuri. Adică, unghiul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și 8. Sunt 8 unghiuri, dacă le putem vedea aici. Cum se numesc? 4, 3, 5, 6. Sunt între cele două paralele. Da? Sunt între cele două paralele. Se cheamă 4 cu 6 sunt alternează de o parte și de alta a dreptei. Sunt alternează și interne. Între cele două paralele, da? Da. 3 și cu 5. Iar sunt două drepte, da? Tot alternează interne. Deci, hai să ne zicem. Unghiul 4, congruent cu unghiul 6. Da? Unghiul... care mai este? Unghiul care? 3. Congruent cu unghiul... 5. Da? 3 cu 5. Dar, atenție! Hai să reducem mai întâi. Deci, aceste trei de unghiuri. 4 cu 6. 3 cu 5. Se numesc alterne interne. Alterne, interne. Da? Apoi, unghiul 1 cu 7, 2 cu 8, 1 cu 7 și 2 cu 8, cum se numesc pe aceste? Alterne externe. 1 cu 7 și 2 cu 8 se numesc alterne externe. Alterne externe. Alterne
alterne externe. Da, alterne externe. Și mai sunt alte perechi, 2 cu 6, 3 cu 7. Deci 2 cu 6. Da? 2 cu 6, 3 cu 7. 3 cu 7. Apoi, pe partea cealaltă, 1 cu 5. 1 cu 5. Și 4 cu 8. 4 cu 8. Să vezi cum acestea, perechile acestea. Corespund de aceeași parte, se cheamă. Deci sunt de aceeași parte, deci sunt chiar corespondente. Da? Să mergem corespondente. Corespondente. Da? Corespondente. Corespondente. Deci, două drepte trate de o secantă formează perechi de unghiuri. Alterne interne, alterne externe și corespondente. Da. Deci alterne interne, alterne externe și corespondente. Ele sunt paralele dacă și numai dacă una din aceste perechi sunt congruente. Deci două drepte așa la fel pari, dar de o secantă, formează perechile astea. Ei, dreptele astea sunt paralele dacă și numai dacă din cele câte sunt aici? 8 perechi. Din cele 8, o singură pereche, una singură, putem stabili din niște motive că sunt unghiuri congruente. Deci dacă sunt unghiuri congruente, atunci le obligă pe drepte să fie paralele. Deci notează. Două drepte tăiate de o secantă, două drepte tăiate de o secantă, formează cele 8 perechi de unghiuri. Da? Formează cele 8 perechi de unghiuri. Adică, care sunt cele 8 perechi? Două sunt alterne interne, două perechi alterne interne și patru corespondente. Și acum să vedeți ce spun. Teorema. Dacă una din perechi este una din perechi din perechiul de unghiuri, da? Este congruentă, adică din cele, dacă 4 cu 6, 3 cu 5, sau 1 cu 7, sau 2 cu 8, sau 2 cu 6, sau 3 cu... Așa? Deci dacă una din perechi este congruentă, atunci, da? Dacă una din cele o perechi este congruentă, adică cele două unghiuri sunt congruente, atunci dreptele sunt paralele. Atunci, dreptele sunt paralele. Dacă sunt paralele, dacă știi că sunt paralele, atunci toate cele 8 sunt congruente, 2 pe 2. Invers, numai dacă o singură pereche e suficient să ai la dispoziție că sunt congruente, atunci le obligi pe cele 2 drepte să fie paralele. Da? Deci, nu toate 8 să fie. Dacă una lui, îți celelalte 7. Care are congruență triunghiului. Da, are congruență triunghiului. În avem cazuri. Nu trebuie să fie toate elementele două de două congruente. Și erau suficient de trei perechi acolo. Unul, latul, sau unghi, latul, unghi, da? Ei bine, în cazul nostru, avem că unul e congruent cu doi. Dacă unul e congruent cu doi, în ce calitate apare unul și doi? Corespund. Nu. Așa. Că sunt, astea sunt paralele și astea e secanta. Și ele sunt de aceeași parte a secantei. Deci unul și cu doi fiind congruente, ce se întâmplă cu cele două drepte? Toate sunt congruente. Deci, fiindcă din cele 8, am spus mai devreme, din cele 8, o singură pereche și noi avem unul cu doi. Da? Deci, în demonstrație spune așa. Cum unu congruent cu doi. Da? Unu congruent
Ce fel de unghiuri sunt acestea? Corespondente. Așa, corespondente. Deci sunt unghiuri corespondente. Leu obligă, rezultă de aici, că le obligă pe cele două drepte, A și V apar în locul F. Da? Deci, fiindcă apare situația asta, ca din cele 8, o singură pereche, și în calitate de ce sunt acestea? N-am spus unghiul ăsta de aici, cu ăsta de aici. Nu. Corespondente, da? Apare calitatea asta de unghi corespondente și sunt congruente de autorul, le obligă pe cele două drepte să fie, cum să fie, paralele. Și atunci toate cele, dacă aș măta pe toate, de jur împrejur, și celelalte șapte, ar fi congruente. Acum noi avem din paralel. Din paralelismul ăsta, deci știm că e paralel cu B, și avem o dreaptă de 1, care e intersectată. Deci, A și B paralele, iar virgulă D 1 se capătă. Ei, ce se întâmplă când am calcul situația asta? Două drepte paralele, dar într-o secantă. Ce fel de unghiuri apar acestea? 3 și cu 4? 3 cu 4? Sunt corespondente. 3 și 4 sunt corespondente? Sunt de parte... nu. Sunt al... 3 și 4. Sunt al termen intern, nu? Le vezi tu în interior? Le vezi în interior? În interiorul celor două drepte, da? Da. Deci, dar sunt pe aceeași parte. Și de asta am zis. Bune, 3 este din partea asta și 4 din partea cealaltă. Deci, 3-ul, atenție, 3 este aici, între cele două drepte paralele. Da. Iar 4 este de partea cealaltă, dar în exteriorul dreptelor paralele. Deci 3 cu 4 nu se încadrează nici ca antene interne, nici ca antene externe, nici antene interne. 3 cu cine ar fi? Ăsta de aici ar fi, nu? Da. Da? Ca să fie antene interne. Asta sunt și ăsta și cu ăsta ar fi antene interne. Dar și ăsta ar fi antene interne. Însă asta de aici, cu cine ar fi? Ar fi cu ăsta de aici, congruent. Din ce motiv? Ar fi drept unghiuri care corespondente. Dar unghiul de aici e congruent cu ăsta de aici, ca fiind opus la vârf. Deci 4 este congruent cu X. Ca fiind ce fel de unghiuri? 4 cu X. Corespondente. Așa. Și X e congruent cu 3, ca fiind unghiuri. Opuse la vârf. Deci aici vă spune, conform acestei precizări, știm că A și B sunt paralele din cauza cea de mai sus, da? A și B paralele și de 1 secantă, rezultă atunci, de aici, că 3 e congruent cu cine am zis eu că este cu X, da. Deci 3 e congruent cu X. 3 congruent cu X, cu unghiul X ca fiind opus la vârf. Opus la vârf. Iar X e congruent cu 4. Din ce motiv X cu 4? X cu 4, dar ce sunt corespondente? Așa, corespondente. Și atunci din astea 2 reiese că 3
3 cu X, X cu 4, înseamnă 3 congruent cu 3 congruent cu 4. Și am arătat ceea ce spuneam în problemă, e că 3 congruent cu 4 și măsura lui 3, măsura lui 3 este dată cât egal de alfa grade, atunci rezultă că și măsura lui 4, da, are tot alfa grade. Răspunsul la problema asta era. Deci, la punctul A, asta a fost demonstrația. Ce trebuia să știi tu? Să știi perechile de unghiuri, două drepte, trebuie să care formează perechi de unghiuri, în total 8. Dacă o singură pereche de unghiuri e congruentă, le obligă pe drepte să fie paralele. Și noi am avut aici, în ipoteză, că unul e congruent cu 2, da, unul congruent cu 2 și atunci le obligă pe unghiuri să fie, în ce calitate sunt așa, de corespondente și le obligă pe dreptele astea să fie paralele. Asta când era tăiată de dreapta de 2. Și acum, când m-am dus, știind că-s paralele și traie o altă dreaptă, și am luat de arăta cu unghiul 3, cu unghiul cu 4, ei 3 și cu 4 nu prea se legau. Nici pe alterni interne, nici alterni externe, nici corespondente. Însă, 3 nu se duce cu X-ul, ca fiind opus în astăf. X-ul cu 4, ca fiind corespondente. Și cu măsura lui 3 e egală cu alfa, de acolo am aflat și măsura 4 tot alfa. Deci mai departe să vedem figura de la punctul B. B. Ce? 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 Așa. Să vedem. Lasă acolo, că vreau să fie... Deci, la punctul C, figura arată așa. Două drepte, A și B. A și B. Despre care... și o secantă, hai să zicem, e D1, nu-i notat de autor, unde am că unghiul 1 congruent cu unghiul 2. Da? 1 aici, congruent cu 2. Și noi trebuie să arătăm, am o altă dreaptă de 2, care taie cele două, 3 aici și 4 aici. Așa. În ipoteză, am că 1 congruent cu 2, unghiul 1 congruent cu unghiul 2, și mai am că măsura lui 3, măsura lui 3, e cam cu alfa grade. Și se întreabă, măsura lui 4, cu cine este? Putem să te voie, am un răspuns argumentat. Ei, dacă unghiul 1 e congruent cu unghiul 2, și dreapta de 1 apare aici, ce putem spune despre cele două drepte? Ce calitate au unghiurile 1 și 2? Două drepte, de o secantă. Ce calitate au aici? Corespondente. Corespondente. Deci o să zicem. Pentru A, B, pentru dreapta A și B, da? A, B și dreapta de 1 și dreapta de 1, unghiurile 1 și 2, perechea de unghiuri 1 și 2, sunt corespondente. Corespondente. Da? Și cum sunt și congruente, cum unghiul 1 congruent cu unghiul 2. Iată cum o pereche din cele câte? Din cele 8. Da? O pereche din cele 8. Fiind 7, cu cine era aici? Nu, 7 era aici, are? Nu. Cred că așa. E ce unghi au fost aici? 1 cu 5, 3 cu 7. Tu nu mi-ai scris? Este... Ultima. 6.
6, nu? 2 cu 6, 3 cu 7, 1 cu 5 și ce ne lipsește aici? Deci 1, 4 cu 8 vine în 4, nu? 4 cu 8, e 4 lipsește. Așa. Deci 1 congruent cu 2 face ca cele două drepte, A, să fie paralel cu B. Deci, obligatoriu are paralel cu B. N-am dat seama de aici. Acum, pentru dreptele A și B paralele și pentru D2 și, o să cam, și D2 se cază, da? Două drepte tăiate, două drepte paralele tăiate de secantă, 3 și cu 4 în ce calitate apar aici? 3 și 4. Sunt alterne externe. Un 3 și cu 4 alternează de o parte și de alta drepte acestea? Se corespondente. Păi, sunt de aceeași parte. Deci apar drepte unghiuri corespondente. Deci unghiul 3, unghiul 3, congruent cu unghiul 4, ar fi corespondente. Congruente și congruente. Ele sunt corespondente, dar sunt și congruente din cauza paralelismului. Și cu măsura, cu măsura lui 3, măsura lui unghiului 3 egal cu cine? Cu alfa, grade, rezultă că și măsura lui 4, măsura lui 4 va fi egal cu alfa, grade. Și cu asta am făcut problema asta care e totul. Mergem mai departe. Cum tu vezi și cer, nu? O, da. Și acum e exercițiul 2. Problema 2. Ce ne spune? Șterg și asta că în clipa în care am cer de zemă, nu mai am niciun motiv să las. Nu sunt mai justificat. Ce spune acolo? Fiind între unghi ABC cu măsura unghiului B egală cu măsura unghiului C. Deci fiind între unghi ABC. Fiind între unghi ABC cu măsura unghiului B egală cu măsura unghiului C. Adică ce înseamnă între unghi care are două unghiuri congruente? Ce fel de unghi este acela? Este isoscel. Așa. Deci, între unghi isoscel. Vă rog să ne spun așa, despre cum măsura lui B egal cu măsura lui C. Deci, în ipoteză, avem triunghiul A, B, C, în care măsura lui B egal cu măsura lui C. Da? Deci, rezultă că triunghiul, de fapt, triunghiul A, B, C, isoscel. Autorul putea să ne spune, se dă triunghi și oscel. Dar el ne spune că e un triunghi care se începe chestia asta. Iată să desenăm și noi. Da? Un triunghi și oscel. A, B, C. B-ul e C. Mai e de pe paralela prin B la AC. Deci ducem paralela prin B la dreapta AC. Adică, prin punctul ăsta, trebuie să ducă o paralelă, să nu se întâlnească cu AC. Da? Da. Asta e paralela prin B la AC. O prelunge și pe acea mai mult. Și paralela am dus-o prin B la AC. Astfel încât A și D să fie de o parte și de alta dreptei pe C. A și? B. B. A și D. A și D. Să fie de o parte și de alta a dreptei pe cer. Dar de unde este? Ce punctul ăsta de? Unde a apărut de unde? Păi, da, s-a zis. De pe dreapta, pe... acolo. Și mai nu mai am spus asta. A zis? Fie triunghiul A, B, C și, și un punct de... și un punct de... pe paralela la D, la C. Am dus paralela la D, da? Și un punct D pe această paralelă
Astfel încât au și de U, A și de au și de U, să fie de o parte și de alta lui BC. Deci, uite-o pe BC, asta o să zicem mai mult, încât au să fie astfel încât au și să fie de o parte și de alta drepte BC. Vezi? Când am văzut dreapta BC, practic, am împărțit planul în două regiuni. O parte deasupra, o parte deasupra și altă parte de desubt. În două regiuni. Și zice, pentru trebuie să fixăm pe aici undeva, dar așa fel încât să fie drumul fixat pe dreapta asta, autorul ne spune să-l puneți așa fel pe D, undeva, încât față de BC să fie A într-o regiune și D în cealaltă regiune. Adică îl pot pune aici pe D? Nu. Nu. Aici o puteți asta. Da. Aici. Asta este punctul D, încât A și D o să fie de o parte și de alta al lui BC. Așa. Demonstrați că BC este bisectoarea unghiului ABD. BC este bisectoarea unghiului ABD. S-a arătat că unghiul ăsta a fost împărțit de două unghiuri comunite. Deci, am văzut asta. Am dus paralela. Deci, BD, hai să zicem așa, BD, paralelă cu cine? Cu A, C. Nu? S-a dus dreapta asta. I-am zis B, D. Te-am zis o dreapta D, paralelă la A, C. Și trebuie să arătăm că în concluzie că B, C bisectoare B, C, uite așa, bisectoare pentru unghiul A, B, D, A, B, D. B, C bisectoare pentru unghiul A, B, D. Cum face demonstrația? Demonstrație. Deci ar trebui să vedem că unghiul 1 e cât unghiul 2, ca să fie bisectoare. Deci 1, adică între litere, cum am citit? A, A, B, C. Da. Cum vrem cu unghiul? La, cu unghiul? Cu triunghiul? Cu unghiul, cu unghiul. Cu unghiul? Păi unghiul, numai unghiul te interesează. Deci arătăm că unghiul ăsta e cât ăsta. Adică A, B, C, cu C, B, D. Păi cum faci mai ca să arătăm că unghiul este concurent 1 cu 2? Îl împărțim în două triunghiuri. Păi cum să împărțim? Adică, fie triunghiurile B, A, B, C și B, D, C. B, D, C. Nu sunt triunghiurile astea concrete. N-ai niciun motiv. Că despre D, uite, l-am luat aici. E așa mai mic, asta e mare, asta e mic. N-am niciun motiv. Tu te gândeai dacă ar fi triunghiul congruent, cum intră un unghi într-un triunghi, cealaltă unghi. Dar nu puteam face problema decât dacă ne gândim la toată ipoteza. Nu degeaba au spus că unghiul 1 e cu ăsta de aici, cu 3, hai să zicem. Dată în ipoteză, unghiul 1 cu 3. Dar ar fi corespondente. Cine? 1 cu 3. Cum să fie corespondente 1 și 3? Sunt date ca unghiurile ale triunghiului ABC. Triunghiul este isoscel, deci BU e cât CU, da, problemă. Deci, ce să fie corespondent? Că astea sunt paralele. Și ce secantă s-a pus? N-am, aici e problema. 1 și cu 3 sunt date din ipoteză. 1 și cu 3 concret din ipoteză, da?
Eu trebuie să arăt că 1 cu 2. Nu degeaba, deci sunt două lucruri foarte importante. Nu degeaba am dus BD paralelă cu AC. Și faptul că BD e paralelă cu AC. Și acum găsim o secantă convenabilă. Ce secantă? În care să ne intre, în raport cu care se intre unghiul 2, care e secanta care determină unghiul 2? BC-ul. BC-ul. Deci două drepte paralele, tăiate de o secantă, formează cele 8 perechi de unghiuri. Da. Și vor fi și, și congruente. Toate 8 vor fi congruente pentru că sunt paralele. Două drepte tăiate de o secantă. Și 2 de aici, cu ăsta de aici, ce fel calitatea ăsta de aici cu ăsta de aici? Corespunde. Corespunde. Dar 2 și cu 3 așa. Alterne interne, nu? Așa. Alternează și în interiorul paralel. Deci 2 cu 3 congruent din cauza că sunt alterne interne. 3 cu 1 congruent din cauza că sunt date în ipoteză. Deci dacă ăsta e cu ăsta, ăsta e cu ăsta, cum sunt ăsta două? Singur. Nu. Deci ăsta e cât ăsta? Ăsta trăie cât 1. Cum este 1 cu 2? Alterne interne. Cum poate fi alterne interne? 1 cu 2. Iar alterne interne sunt numai cu condițiile astea pe semn 2 cu 3. Da? 2 cu 3 sunt alterne interne. Dar 1 cu 3 din ce motiv sunt congruente? Sunt corespondente. Nu mai sunt date în ipoteză, mă. Eu cu ce ai dat din eu, ori, așa o să nu luăm triunghiul ăsta. Deci, 1 cu 3 din ipoteză. Dat. 2 cu 3 ca fiind ce fel de unghiuri? Alterne interne. Alterne interne. Și atunci, dacă ăsta e cât ăsta, ca mărimii, ăsta de aici cât ăsta, cum sunt ăsta două? Alterne externe. Nu sunt și alterne. Sunt egale, măcar. Eu sunt cu tine, prieten. Tu ești cu nu știu care. Atunci eu sunt cu ala. Nu? Dar ăsta are 30 de grade. E cât ăsta, tot de 30 de grade. Ăsta de aici e dat cât ăsta. Nu înseamnă că tot ăsta două au și aceeași mărime. Ba da. Păi, e vizibil, adică mai mult de atâta n ce se întreb. Deci, te-am condus foarte atent spunând așa. Eu am nevoie să arăt cu unul că e egal cu doi. Asta era povestea. Ca să fie pe ce se poate, trebuia să arăt cu unul cu doi. Dar la unul cu trei, din dat, din ipoteză. Trei cu doi din cauza că sunt alterne interne. Atunci, unul e cât doi. Deci, demonstrația merge așa. Unghiul 1, congruent cu unghiul 3, da, din ipoteză. 1 cu 3. Unghiul 3, congruent cu unghiul 2, ca fiind alterne interne. Alterne interne, da? Cu notația la clasă. Alături inutru. Cum alătă? Inătă. Inătă. Alterne, interne, pentru dreptele care? Pentru dreptele BD paralelă cu AC și BC secantă. Secantă. Da? Pentru asta. Și acum, 1 cu 3, 3 cu 2, rezultând din acestea două ori, că unghiul 1, congruent unghiul 2, da? 1 cu 2. Și atunci înseamnă de aici că tot unghiul ABD a fost dat în două de BC. Ce este BC-ul care a împărțit unghiul ABD în două? El așa a fost tot. Ce devine BC când împarte unghiul în două unghiuri congruente? În două congruente. Ce devine ea BC când împarte unghiul în două? Ce calitate are BC-ul când împarte unghiul în două?
De bisectoare. Păi bisectoare. Deci atunci rezultă că BC, BC de aici, e bisectoarea unghiului A, D, D. Bisectoarea de ABD. Ceea ce avem de demonstrat noi. Și cu asta am terminat demonstrația. Mai atent de o strică, altfel de interventivul. Mai ai o problemă? Da. E un punct M pe latura BC a unui triunghi ABC. Deci fie un punct, Fie un punct M pe latura BC a unui triunghi ABC. Deci în ipoteză, dar un triunghi are cap, nu spune ceva de triunghi. Da. Scriem și mai informațiile toate în ipoteza de ce, ce avem. În ipoteză avem triunghiul A, B, C. Și spui fie un... Fie un punct M pe latura BC a unui triunghi ABC. Deci ce cum scriem? M aparține lui BC. M aparține lui BC. Pe latura BC, cum e așa? Pe interiorul latura BC, da. Paralela prin M la AB intersectează acest din în D. Mai paralela. Paralela prin M la AB intersectează. Stop. Fie amic, notăm cu amic dreapta. Amic. Paralelă la? Paralelă la AB. La AB. Și pe unde trece? Intersectează AC. Pe unde trece paralela asta? Prin el, da? Da. Adică spunem că el aparține trecerea. Așa stă paralelă la AB prin punctul M. Ea A intersectează pe? Pe AC în D. AC egal punctul? D. D. Bun. Iar paralela prin M la AC intersectează AB. Paralela prin M, acum la A. AC. Deci o notăm cu B asta. B mic paralelă la AC. Și tot prin M, adică B, M aparține și spre B. Așa stă paralelă pe B. Intersectează pe? Intersectează pe AB în M. A, B, în punctul F. E. Demonstrați că triunghiul... Dacă nu demonstrați, deci demonstrați, dar e concluzie. Demonstrați că unghiul BM congruent cu unghiul... BM, congruent cu unghiul... CDM. CDM. BM, CDM. Mă, o singură întrebare? Da. Asta. Da. Deci, desenăm și noi. Am o triunghiul la întâmplare. Deci, triunghiul A, B, C, triunghiul A, B, C, în care avem un punct M, B, B, C. Deci, B, B, luăm un punct M, B, B, C. Paralela prin M la AB, deci prin M, ducem o dreapta care e paralelă cu AB. Asta e dreapta și intersectează pe AC în punctul de D. Paralela prin M la AC, deci prin același M, ducem acum paralelă de D, ca notatul nostru. Bine. Ca intersectează pe AB în punctul E. Așa. Să se arate că BM, BM, unghiul de aici, BM, este cât CDM. CDM. Cât ăsta de aici? BM, cât CDM. Cum? E M, C,
Ce demă? Fie triunghiul drept, nu? Da, da, cu triunghiul drept faci mare... Care triunghiuri? Cu emă? Da. Și cu cine? Și cu... D... D... C. Poți fi congruent asta? Ochiul tău spune că asta de aici, că de asta. Nu. Deci nu intră în discuții. Păi începem să ne notăm și cu doi. Păi nu, nu degeaba paralelismul, sigur că surgim unul și aici doi. Deci atât unii cu doi. Dar nu degeaba paralelismul. Avem o primă situație când am dus prin punctul el paralel la A, mică. Asta e paralelă cu AB. Și hai să luăm, deci, astea două paralele și date de o secantă. Ce secantă să... E? M. E o secantă. Și atunci unghiul ăsta, unul, cu ce unghi este? Deci două drepte paralele. E de aia de o secantă. Unghiul 2. Tu mai aici? Cum să sară acolo? Păi două drepte, așa trebuie să spun. În cazul o parte. Și asta secantă și unghiul ăsta de aici, unul, cu care unghi lui? Cu cel opus de latura cealaltă. De aici? Da. Da, este, că unghiul opus e la vânta. Paralelismul vreau să-l vezi. Ăsta și de aia de aici, ar fi cât ăsta, ca fiind alterne, interne, da? X, de aici, să zicem, da? Unul e cât X. Deci unul este cât X de aici. Ca fiind alterne... Interne. Interne. Acum. Să vedem alte două paralele. Teată de o secantă și ne apropiem cu X-ul ăsta de 2. A, ce? Care să fie paralelismul? Dreapta A, ce și cu cine? Și cu... D. A, ce? Și cu? D. Și cu B. Da? Și cu dreapta A, cu B. Zic, am făcut. Deci A, ce și cu dreapta A, sunt paralele. Deci aceea și cu două paralele. Și atunci X-ul e cât 2, ca fiind alterne? Deci, vezi? Eu fructific toată ipoteza. Dacă vreau să fac problema, vreau să fac ipoteza și vreau să dar și vrei să mai știu. Tu nu te interesează. Te puși să fac probleme două, trebuie să fie congruent. Dar să nu fără să văd de ce îți dau autorul, nu putem face nimic. Noi trebuie să facem un contextul ăsta. Ce să oferim pe drumul ăsta? Să facem problema. Și nu-ți dă nimic în plus. Nu degeaba paralizăm aici. Dacă vrei să faci problema fără ție, faci altă problemă atunci. Și nu ai nicio șansă să faci altă fără ție, poate de ipoteză. Așa demonstrația. Zice. Cum am paralelă cu AB, da? Am mic. E paralel cu AB. Iar dreapta B mic secantă, B secantă, rezultă atunci că unghiul 1 congruent cu unghiul X ca fiind unui cu X ca fiind alterne interne. Interne, da?